Localnicii din Pericei au organizat sâmbătă și duminică Olimpiada Țărănească, eveniment care a cuprins mai multe întreceri speciale. Alergare cu soția în roabă, cu apa în roabă, alergare cu scara cu balos de paie, dar și aruncarea cizmelor de cauciuc. Întrecerea a fost cât se poate de amuzantă, toți participanții fiind declarați câștigătorii concursului aflat de la prima ediție. Așa exemplu aș vrea să vă spun. Spuneți-mi dumneavoastră, au fost viață și au fost sport înainte de descoperirea mingii? Eu cred că da. Deci copiii, tineretul, totdeauna avea tendința de a se distra, de a se juca, de a intra într-o competiție. Și în cadrul festivalului CEPEI dorim ca să reinvigorăm aceste jocuri, acele competiții țărănești, cum s-au distrat părinții, bunicii, străbunicii noștri. Deci, în cadrul zilei de azi, toate aceste jocuri care au fost practicate la nivelul satului Pericei, încercăm să reinvigorăm în prima ediție al Olimpiadei Țărănești, dar avem o experiență din anii anteriori când am făcut Greenfest-ul, Festivalul Verde, și atunci am rămas surprinși că tineretul mai mult au participat la aceste jocuri decât la o competiție de fotbal sau handbal sau de volei. Ce se va întâmpla? Se va alerga cu roaba? Sunt foarte multe evenimente frumoase. Deci, eu consider că tineretul nu numai că s-a împiedicat în roabă sau s-a împiedicat în scara, într-o scară, au și fugit, au și ridicat, au făcut anumite manevre cu aceste obiecte. Deci eu cred că va fi o distracție foarte bine. Cum o să arată această probă? Alergare în scară. Avem aici lângă mine o scară. Concurenții vor intra în scară, o ridică până la brâu și vor fugi pe un anumit traseu. Văd că roaba e și ea pregătită. Ce se întâmplă cu roaba? Cu roaba se va căra apă, în roabă se va pune un vas mare, chiar este lângă mine, plin cu apă, și cine reușește pe un anumit traseu să ducă apa și să nu curgă apa din vasul respectiv. Ce mai punem în roabă, domnule consilier? În roabă o să mai punem persoane de sex feminin, adică deci femei, soții sau alte concurente, prietene și așa mai departe. Și va fi iar o probă interesantă. Deci dus femeia cu roaba. Foarte frumos. Văd că sunt pregătite și cizmele. Ce faceți cu ele? Cizmele, aruncare de cizme de cauciuc. Aruncare la distanță. Și cu cocoșul? Cocoșul, din păcate, a fost tăiat astăzi pentru zilele Periceiului. Maju! Dar că-i sâne? Hai! Vediamo che c'è fortuna. Scusa bella re, scusa la te. Stop. Attenzione, che fai? Esci. Fera. Thank you.
Lore, nu te băga așa de tare. Úgy érzem, ők nyerni jöttek. Mik is elhoztuk a hagynak hova? A technika. Látjátok, mit jelent a technika? Azt bánom, hogy nem hatot visznek. Azt is tudnák. Azt hiszem, hogy az alpolgármester végig futotta az egész távot.